Ne aflăm astăzi cu domnul Florin Chilian, artistul Florin Chilian, dar astăzi e mai puțin artist, e mai mult un războinic împotriva unui sistem care... Am crezut că te duci pe cărări bătătorite cu războinicii luminii și cu altele. Vă virusează pe toți media asta din care faceți și voi parte, vă... dar deja ești într-o eroare și se repete, mi se repete în ultimele, în ultimele zile, este un personaj, bine, tu nu ai niciun merit în asta, este un personaj care pe vremea Ceaușescu îi scria tot felul de dedicații și mi-a pus aceeași întrebare, cumva aceeași întrebare, adică, dar de ce nu rămâi tu, Florin, artist? Adică, ce înseamnă aia să rămâi artist? Adică, Valeriu Sterian a fost mai puțin artist, adică, John Lennon a fost deloc artist, adică Bono, prin ce face el, n-are nicio treabă cu arta, să nu vorbim de Bob Dylan și de Joan Baez, care pentru mine înseamnă sau reprezintă noțiunea întreagă de artist. V-ați învăța voi, noi, artiștii voi, publicii, cu imbecil ăștia care doar stau și vă fac să râdeți limbrici, după mintea mea, la noțiune de artiști. A, bă, ce te... -a. Rămâi tu artist, adică ce trebuie să fac ca să rămân eu artist? Ce, n-am o relație de excelență cu arta, adică nu vă place ce fac eu muzical? Să ar trebui să mă apuc de văpsi mașini sau de fura mașini, dacă intru în polițiele și furc, atunci... Sunt cu uniforma pe mine și nu mai pățesc nimic Sunt câteva lucruri care Prin lipsa demersului oficial În sensul ăsta Ajung să se tocească, se uzează Și lumea nu mai știe ce e artist Adică artist ce e? Tarky? ar trebui să rămân și eu, sau Piticul Porno, sau Simona Senzual, sau Iorgulescu, right. care fură banii artiștilor de un milion de ani. Nu știu ce înseamnă artist din punctul vostru de vedere. Știu că înseamnă, nu poți să faci abstracție de calitatea de cetățean, nu știu dacă o fi o calitate în România, că civismul nu există altfel. Atunci când te referi la artist, nu poți să scoți cetățeanul din tine sau faptul că ai un copil sau faptul că ai o familie. sau E doar o rezultantă, e o stea în frunte, dar altceva. Astăzi și de fapt de mulți ani de zile, franchilian este supărat pe domnul Adrian Iorgulescu, și ministru. Nenorocirea este că numai eu sunt supărat. Voi nu sunteți supărați deloc. Deși vă privește direct cultura română, așa cum spuneam, de la ce spui pe ușă când știe lumea că intră la tine acasă, eticheta aia cu numele, până la relația interumană, toate astea înseamnă civilizație, toate astea înseamnă de fapt ce ne definește pe noi în cultura europeană, adică cultura română. Nu am nicio treabă cu domnul Adrian Iorgulescu, este doar un nume, este un personaj trist al istoriei contemporane ca asta e și tot ce vreau să vă spun este că spre deosebire de voi, de toți cei ce n-aveți niciun fel de atitudine, eu n-am făcut altceva decât să-mi pun notorietatea câștigată prin muzică, cu zece, cu chiar dacă, cu termopane, termopane, cu toate piesele astea, să-mi pun toată această notorietate în slujba demersului unui om, domnul Marius Marian Șolea, consilier în Ministerul Culturii, funcționar public, care se luptă în numele nostru pentru cultura română. Învățirea e că pentru media el nu este interesant. Și atunci când vine unul ca mine, care e cunoscut pentru că muzician fiind artist, să zicem, am mai mult uh, arici la presă, am zis, A, la mine vine presă, la el nu. Și atunci am zis, ok, hai să încercăm să facem ceva. Și una dintre motivațiile pentru care am cuplat acest război legat de cultura lună cu propriul meu proces 10 este aceea că avem nevoie de maximă protecție, pentru că Așa cum o să repet ce am spus pe blog, clanurile acelea mafiote de care, despre care vorbea domnul Mitrea din Poliția Română, din Procuratură, din Magistratură, există. Deci presiunile la care am fost supuși în ăștia patru ani sunt de neimaginat. Și atunci numai notorietatea ne, poate, ne putea apăra. O să vă spun că domnul Șole a fost pur și simplu ridicat, luat pe sus de poliție, la circa 2 dus și trebuiau să vină niște băieți pe arest, aranjament cumva, că să tăie la acolo peste noapte ca să-l convingă să tacă din gură. Nenorocirea e că toate mijloacele alea securiste, și eu nu mă oferesc de cuvânt, sunt la fel de prezente. Și atunci... Mi-am asumat ce fac de mersul ăsta în favoarea noastră a tuturor. Domnul fost ministru al Partidului Liberal și aici e o mare nebunie în mintea mea, nu înțeleg cum un Partid Național Liberal poate să accepte un asemenea personaj în rândurile lui. Domnul Iorgulescu este chemat, este dat în judecată, trebuia să vină, să se prezinte vinerea trecută la în alta curte de casație și justiție în calitate de ei. Să zicem învinuit. Deci toate demersurile mele merg înainte, mă repet și revin în sensul acțiunilor pe care domnul Șoel le-a făcut, dar neavând sprijinul media sau al societății civile care lipsește cu desăvârșire în România, era condamnat să piardă până în cele din urmă. Așa că, uite, o știre asta. El mi-a promis, Iorgulescu, că mă dă în judecată. Diferența e că eu o făcusem cu câțiva ani înainte și acum, pe principiul legilor românești, am ajuns aici. Și procurorii care au anchetat o să aibă o surpriză neplăcută din partea mea. să vedem până la urmă ce o să mai inventeze dosare penale s-au făcut, unul că mergi cu sacul în spate noaptea, de sunt aberante lucrurile. Numai că cineva dă un telefon la Ministerul de Interne, oamenii se execută, stân în uniformă, nu poți să te aperi și te arestează și îți fac dosare penale. Și e o mafie cu toți, cu procurori, cu judecători. De unde a pornit totul? Că lumea știe ceva de piesa 10 și cam atât. Lumea știe lucrurile legate de piesa 10 din lipsa de informare, pentru că absolut toate aceste date pe care, despre care vorbesc eu sunt în presă, în media, pe diversele medii de propagare, pe internet le găsești pe absolut toate. Meciul meu a de la faptul că PNL-ul, cât era la guvernare, mi-a furat piesa 10 să facă ei niște, nu știu ce. Și atunci am aflat cu stupoare că de fapt piesa 10 a costat la drepturi de autor în jur de 8 milioane de euro bani care s-au decontat pentru că cineva ar fi declarat că piesa este a lui și nu a mea și ăsta e motivul pentru care nu mi-au trimis actele alea să le semnăm și să facem legal totul și atunci am zis stop și am dat în judecată, am câștigat procesul, mi-a venit și decizia instanței, deși vorbeam de mafie între judecători, procurori, nu știu ce, prima decizie instanței este că n-avea obiect cererea mea, deci eu nu compusesem 10 niciodată și eu o să fac foarte curând o solicitare la organele superioare care țin de judecători să-mi explice și mie de ce două decizii complet diferite la aceeași problemă. E, asta e povestea cu 10 și așteaptă lucruri îngrozitoare. Eu le-am spus că odată cu faptul că mi s-a cum să spun, cunoscut faptul că mi-a fost furată piesa 10 în justiție, dar abia de acum vor veni nenorocirile pentru că am contracte care dovedesc că Ministerul Culturii, pe căi oficiale să zicem, dar oculte, au fost plătite 10 de milioane de euro pentru lucruri care nu există. Și acum, când declar recursul, voi atașa două din aceste contracte. La dosarul recursului meu, pentru că am, eu cred că domnii judecători au făcut mișto de mine la cerut un milion de euro și mi-au dat 10.000. mii. că sunt mai importanți decât Dumnezeu, din moment ce au trecut peste aia că altul, actul artistic, nu poate fi cuantificat, dar artistul trebuie plătit. Problema este că m-am folosit și de asta, de procesul ăsta, ca să scot la iveală faptul că, uite, sunt milioane de euro plătiți pe drepturi de autor pentru lucruri care nu există. Lumea se plânge că nu sunt bani, e deficit financiar. Și nu e numai atât. Un alt organism al statului care acoperă furturile și ăsta este un alt motiv pentru care nu avem drumuri, pentru care mor oameni în spitale, este Curtea de Conturi a României, care acoperă legal toate furturile și pe ei a chemat în instanță. Și o surpriză foarte plăcută din partea justiției este că a admis cererea.